Pentru ziua de astăzi pot să vă spun multe. Evenimentul de astăzi l-am așteptat de un an. Ne-am întâlnit și acum un an la o asemenea dezbatere. Este vorba de repunerea în istorie a evenimentului din 1876, de această revoltă feudală a etnicilor noștri români, a timocenilor, pentru că întreaga mișcare care a avut loc pe Valea Dunării a avut ca participanți direct reprezentanții noștri din România, vlahii. Am auzit niște idei bune astăzi, cum mi se pare? Toate ideile de astăzi au fost bune, indiferent că au venit din partea specialiștilor din Bulgaria, specialiștilor din România sau specialiștilor din Serbia. Nu au fost polemici, pentru că nu aveau de ce. Toți au vrut să contribuie la impunerea acestui eveniment istoric în drepturile lui, în istorie, pentru că nu este cunoscut, cel puțin în România e aproape necunoscut în mediile academice. În Bulgaria foarte puțin, că nu sunt interesați, n-au fost mișcări promovate de către etnici bulgari, ci au fost de către vlahii de aici, din nordul Bulgariei. Sârbii au și ei câteva tentative de a scoate în evidență această mișcare, pentru că de la ei a pornit această revoltă, de la sârbi. Și ideile rămân în continuare deschise oricărui dialog. Crezi că anul viitor o să devină ideile la... Da, anul viitor este un an decisiv. Invitația care s-a lansat astăzi specialiștilor participanți ca la împlinirea 140 de ani de la eveniment, să se pregătească, să vină cu documente și eventual cineva care va fi organizatorul și trebuie să o facă, să facă din timp, din vreme, această convocare, fie la Craiova, fie la Vidin, fie în Serbia, să aibă în vedere publicarea documentelor respective. Pentru că astăzi discutăm, ați văzut, reprezentantul Bulgariei a recunoscut pentru prima dată participarea românilor la eliberarea Bulgariei, la orașele din nordul Bulgariei, dar niciunul n-a avut curaj să le publice, să le scrie. Și aici, asta este tot, de la vorbă la faptă, este cale lungă. Și dacă simpozionul de la anul va face o culegere de comunicări științifice, atunci ele se vor tipări, se vor publica în sârbă, în bulgară, în română, poate și în engleză, franceză. La anul sunt convins că va avea o utilitate deosebită simpozionul. Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc!